Haina Rock, prieteni, Nanaș, Nanașele, bun găsit la încă o ediție a podcastului Vorba Lungă. Azi vorbim despre criza economică mondială. Vreau să-l salutăm împreună pe Viorel Roșcovan la încă o ediție a emisiunii Vorba Lungă. Viorel, noi putem să salutăm în Rotterdam, Olanda, unde tu lucrezi a doua lună jumate de acasă de mult. Да. В чьи доменю? Куче се окупа Виорел Рошкован? Что, дече? Почему это важно сегодня? Ком зачем Леонид Парфенов? Да. Интересный вопрос. Я сейчас расскажу прямо. Дече, я работаю в доменю инвестиций. Администрирую портфолио инвестиций мар. Пентру тот фелу ди клиент. Începând cu клиенти индивидуаль, каминиш катини. Și clienți instituționali, cum ar fi fonduri guvernamentale, fonduri de pensii, fonduri suverane și fonduri de asigurare și tot așa mai departe. Azi vreau să discutăm despre criza economică mondială și așa cum a spus Viorel, poate nu doar despre o criză, dar despre mai multe și nu doar despre mai multe crize, dar și despre o catastrofă care înseamnă aceste crize. Eu râd pentru că asta e un fel de râs de panică. Da, Viorel, să mă coboare alea pe pământ și să-mi explice ce se întâmplă. Viorel, noi am vorbit alea cu tine despre aceste trei crize care se întâmplă acum. Tradu-o alea în limba oamenilor care nu au terminat ASEM-ul. Ce înseamnă aceste trei crize prin care trece omenirea acum? Și care sunt ele? Da, eu am să încerc să fiu succint, totuși, dar am să evidențiez faptul că râsul ăsta este binevenit. A, da? Da, pentru că noi suntem într-o situație de care nu s-a mai întâlnit în istoria memoriei noastre, să zic așa. Deci în ultimii 100 de ani, oameni care trăiesc astăzi n-au mai văzut. Ok. N-au mai văzut așa ceva. La nivel economic global, așa un impact, deci noi nu am cunoscut. Eu nu zic că au mai fost. Eu zic că în ultimii ani cu certitudine n-au fost. Uh-huh. În ultimii 100 de ani cu certitudine n-au fost. Poate că până atunci, deci, au fost, nu știu, whatever. Uh-huh. De când există date, okay, puțin probabil că așa ceva s-a întâmplat. Hai să dau un exemplu. Deci, economia Statelor Unite se previzionează să scadă cu 38% în trimestrul 2 relativ cu anul trecut. 38%. Asta e forecast, da? Ok, deci scădere economică, asta înseamnă și consum mai puțin și venituri mai mici. Asta înseamnă activitate economică mai puțină. Okay. Și asta înseamnă producere mai puțină, venituri mai puține, asta înseamnă șomaj mai mare, asta înseamnă cheltuieli guvernamentale mai mari. Asta înseamnă tot felul de probleme economice, dar și sociale legate de asta. Hai să revenim la criză. Da. Noi am zis că suntem într-o catastrofă mondială. Eu nu vreau să fiu pesimist, dar din punct de vedere realist, economic este o problemă destul de mare. Noi avem o criză pandemică, o criză sanitară. Care se mai întâmplă din când în când, un cutremur, una altă. Crizele astea durează 3, 4, 5 luni. Asta ce aici numeai tu criză legată sau generată de un eveniment? Da, un eveniment, să zic așa, natural. Ok. Eveniment, un tsunami, un, știi cum, un cutremur de pământ, un virus. Da. Doar, nu știu, 10 ani în urmă noi am mai avut crize de genul ăsta, numai că ele nu s-au dezvoltat și nu s-au răspândit așa de mult. Deci în istorie s-au mai întâmplat. Ebola, gripa porcină, sunt multe cazuri. Gripa spaniolă, 100 de ani. Ok. Și toate aceste crize sanitare au avut, sau crize de eveniment, au avut și un impact economic respectiv, da? Ele au un impact economic, dar economiile, cum să zic, opresc dezvoltarea crizei respective, ele se reabilitează foarte repede și economia revine la normal. Cineva spunea că când e vorba de o asemenea criză legată de eveniment, economia crește mult mai repede pentru că sunt foarte multe forțe care vor să fie active și să ajute la stoparea consecințelor, da? Gen, se distruge ceva, companiile de construcții vor să reconstruiască. Da. Spitalele se construiesc pentru mai mulți pacienți la pandemie. Ok. Da, foarte corect. În general, teoria spune că tendințele înainte de criză persistă sau chiar se întăresc după criză. Uh-huh.
de obicei, dacă economia crește enorm, ele persistă și continuă să crească după criză. Okay. Crize de astea mici. A doilea tip de criză e criza ciclică. Am vorbit despre faptul că economiile se răcesc și se încălzesc. Okay. Odată la 5-7 ani, crizele ciclice, ele sunt naturale. Așa, ele trebuie să se întâmple. Doar că de data asta, mă tind că ciclul doar trec mai mult. Da. Noi, de fapt, ultima criză pe care am văzut-o s-a întâmplat în 2007-2009, a durat 2 ani și ceva. Okay. Criza financiară globală. Păi uite, de atunci economiile mondiale au crescut enorm. 12 ani, deci aproape de 2-3 ori mai mult decât perioada de normală dintre două crize. Deci noi am avut o perioadă mai avut îndelungată de creștere. Am mai avut asemenea perioadă de creștere economică la nivel global? Nu. Nu? Nu. Atât de lungă, nu? Nu, wow. Nu. În okay. ultimii 100 de ani, nu. Ok, eu am încredere în Viorel, el a lucrat mult în mediul academic, înseamnă că e om bivalent. Aha. Bun. 12 ani fără criză n-am avut. Ok, și economiile au urcat, au crescut, cuiva i s-a suit la cap și apar probleme de, în interiorul da, sistemului. Da, deci este a treia problemă. Noi de ce am crescut așa de mult? Pentru că s-a început totul cu criza financiară când guvernele au încercat să reabiliteze economii, întreprinderile vulnerabile din perioada asta, când a fost real estate bubble-ul uh-huh. ăsta. Ratele de interes au scăzut enorm, s-au aruncat foarte mulți bani pe piață, ratele de interes au stat la un nivel scăzut, foarte, foarte, pentru o perioadă foarte îndelungată. Uite, banii ăștia de piață, vrei, nu vrei, cumva, banii ăștia aruncați pe piață, vrei, nu vrei, cumva se întorc în investiții. Exact, da, da. Deci, din cauza că ratele de interes ele erau foarte mici, banii, într-un fel, au ajuns în piețele de capital, în piețele de valori mobiliare, să zic așa. Uh-huh. Atunci când este un supliment de cerere pentru acțiuni, prețul acestei acțiuni crește enorm. Să dau un exemplu, deci companii cum ar fi Amazon, Google, Facebook, Netflix, da. Se numesc FANG stocks, ele au crescut în ultimii 10-12 ani cu mai mult de 300%. Asta-i tare mult, 300, da. Asta e foarte, foarte mult. Chiar mai mult decât 400% unele din acestea. Dar să-ți dau un exemplu. Deci toți banii ăștia au venit înapoi în economie, au supraînflat valorile astea mobiliare, valoarea prețurilor, valoarea acțiunilor respective sunt mult, mult peste valoarea discontată a cash flow-urilor generate de companiile respective. Înțelegi ce vreau să zic? Stai, deci prețurile... lumea în același timp consuma mai mult și nu observa cum prețurile cresc și continuau să vrei să consume, să împrumutau. Tu asta vrei să spui? Sau nu la nivel de individ, tu vorbești la nivel de companii? Nu la nivel de individ, eu vorbesc la nivel de instituții. Ok. Deci, fluxurile financiare au revenit înapoi în piața de capital, unde ea pur și simplu a asimilat o bună parte din investițiile respective, prețurile au crescut. Înțelegi, dacă tu cumperi, dacă există cerere foarte mare pentru piața imobiliară în Montreal, prețurile la apartamente o să crească enorm, mult peste valoarea lor reală, uh-huh, corect? Uh-huh. Uite așa și cu acțiunile în perioada curentă, ele costă de 2-3 ori mai mult decât valoarea reală estimată. În taman de Toronto putem vorbi. Toronto și Vancouver sunt două orașe care au suferit tare mult. Cum au suferit? Piața a avut un bubble tare mare până nu s-a implicat guvernul. Că vine tare multă lume să cumpere cu cash, mainly din Asia, care cumpăra apartamente la greu sau cumpăra case mai dărâmate, mai stricate și în timp de un an reușeau să le vândă. Și ăștia au zis că nu, tu trebuie măcar un an să trăiești în casa aceea dacă tu te apuci să o cumperi, știi? Și atunci încetineau procesul ăsta de creștere a bubble-ului. Că e că la 5 ore distanță cu mașina din Montreal la Toronto, până acum tu îți vezi același apartament din Montreal să-l vezi dublu sau triplu la preț. Așa că... Da, acest bubble încă mai există. Ok, deci asta a generat un consum, o creștere a prețurilor foarte mare și acum... Da, deci criza asta structurală a umflat prețurile la multe din cum să zic, din active financiare, mult prea mult.
și el se consideră și acum superinflate. Okay. Hai să revin la exemplu cu Amazon. Da. Deci dacă ei valoarea acțiunilor Amazon și deci ce înseamnă acțiunile Amazon? Asta înseamnă drept de proprietate. Da. Tu dacă cumperi o acțiune, tu cumperi dreptul de proprietate de a controla Amazon. O bucată din companie. O bucată din venitul așteptat al companiei. Mm-hmm. Deci există tot felul de modele financiare, ele se uită la câștigurile companiei, le prognozează pe viitor, le aduc în prezent, le discontează și uite, acțiunea este în esență cam valoare discontată a tuturor câștigurilor, tuturor veniturilor companiei respective. Mm-hmm. Uite, asta e prețul companiei. Dacă tu iei câștigul lui Amazon de anul trecut și presupui că pentru următorii 10 ani Amazon câștigă în fiecare an cu 20% în creștere, tot mai mult și mai mult. Tu îți dai seama că este oribil de optimistic. Da. Grețos, să zic. Grețos. Mă înțeleagă și poate de oamenii din guvern de la noi. Grețos de optimistic. Să presupui că Amazon crește cu 20% pentru următorii 10 ani. Și după asta crește cu 6% perpetu. Stabil. La un infinit. Și dacă iei tot fluxul ăsta financiar și l-aduci în prezent, valoarea companiei Amazon, unei acțiuni Amazon, este $1,600. Mm-hmm. 1,600-1,700 de dolari. Prețul acțiunilor Amazon astăzi, $2,600. Deci, practic, de două ori mai mult decât previziuni, da. Cum să zic? Cele mai optimiste. Iluzorii. Da, iluzorii. Da, da, da. Previziuni, okay. Iluzorii. Deci, în esență, toate companiile astea sunt supraevaluate. Chiar și acum când se întâmplă această criză, când am văzut scăderi la bursă, s-a mai temperat asta? S-a domolit asta sau nu? S-a temperat pentru moment, dar și-a revenit foarte repede după. Deci, noi dacă ne uităm la cum s-a schimbat piața financiară în ultimele 3-4 luni, deci noi suntem acum sub nivelul din ianuarie-februarie, uh-huh, cu vreo 50%, cam așa. Deci piața a scăzut cu 20, aproape 30% în două luni, sfârșitul februarie și martie, și în aprilie și-a revenit cu vreo aproape 20%. Nu, asta înseamnă că sunt în plină criză, sunt în continuare actori pe piață care cumpără acțiuni supraevaluate? Da, asta înseamnă că investitorii, nu știu de ce, cum să zic, în engleză se zice priced in. Ei nu iau în considerare efectele nefaste pe care criza le poate avea în viitor apropiat, ca și cum le ignoră. Aici ori le supra, ori le subevaluează, ori le ignoră, ori le subestimează, nu știu. Aici eu am un off-topic important moldovenesc. Poate tu ai auzit la știri, a fost recent un caz cu un antreprenor din Londra. Care... Da. Și el spunea că vrea să investească 1.600.000 de euro în agricultură și plină criză. Da. Și eu personal nu-l cred, dar poate asta e doar părerea mea. Suma aceasta a fost o sumă de-a mea, care eu am trimis-o din afacerea mea din Africa și am trimis-o spre Moldova cu scopul să, unul, să continui investițiile în proiectele mele de agricultură aici. Da, dacă tu zici că sunt oameni care cumpără acțiuni supraevaluate la Amazon, poate într-adevăr merită de crezut un antreprenor care vrea să investească în agricultură în Moldova 1.500.000 de euro. Poate. Așa, e un off-topic care rămâne, știi, cu întrebare, semn de întrebare deschis. Ok, deci noi avem acest buchet. Sau hai, spune dacă ai ceva de spus. Eu vreau să zic off-topic numai un lucru. Că, uite, eu mă amuzez de unele comentarii al lui Renato Usat. Eu nu-l susțin ca politic, nu, dar el e tare haios. El e stand-up comedian, eu am zis asta în față. Și eu am să zic că, uite, un lucru am auzit adevărat de la el. Și-a zis că așa milionari că le-a dat $3,000 și un iPhone. Să zic că un limon jumate e a lui. Nu. Încă rămâne să vedem. Eu rămâne să vedem ce să fac autoritățile. Aparent procurorii urmează într-o săptămână, două, să decidă ce se întâmplă cu banii. Eu cred că această comedie va continua. Viorel, așa, dar noi avem un buchet de 3 crize cu care ne confruntăm acum. Poate mulți din cei care ne urmăresc încă nu le simt, știi, ca și COVID-ul, e asimptomatic această criză. Cum ai zis tu, unul din simptome, bineînțeles, e să vezi dacă veniturile tale scad, capacitatea ta de a cumpăra, de a te întreține, cumpăra mâncare, acoperișul deasupra capului, scade, înseamnă că ești lovit dur de criză.
Hai să începem e ca să sărim deodată în cazuri individuale. Care sunt, după tine, top decizii care trebuie să le ia un individ acum în plină criză, chiar dacă încă nu simte efectele? Adică eu personal vreau să spun că mă consider norocos, eu până acum lucram de acasă, n-am fost nevoit să nu lucrez, știi, de la oficiu, dar să mă mut, să sufer anumite cheltuieli, perturbări. Unica perturbare, bineînțeles, de regim și rutină, adică eu trebuie să depun mult mai mare efort ca să fiu productiv ca înainte cu copchii în casă și lecții și Zoom-uri și Google Meet și cu madame le profesor mă rugat să-i transmit nu știu ce. Deci asta e o problemă, dar probabil e să răsfrânge emoțional, știi, ca stres asupra mea. Acum, ce ar trebui ca să facă un individ care știe că ne așteaptă sau ne confruntăm cu un buchet atât de frumos de criză? Nu, de ce se întâmplă pe timp de criză? De obicei, șomajul crește enorm și noi am văzut deja stimulente mari, semnale mari că șomajul crește enorm cam în toată lumea. În Statele Unite ale Americii, declarațiile pentru șomaj sunt la nivel record. Da, incredibil. Ele au atins 40 de milioane, care este 15% din populație. Da. Noi vedem chestia asta se întâmplă și în Marea Britanie, cu aproape 3 milioane de cazuri. Deci ei sunt un pic mai mici, dar oricum la ei sunt 3 milioane de cazuri, de cereri pentru șomaj. Ceea ce înseamnă de fapt că, uite, în esență, șomajul ăsta înseamnă că pur și simplu există o masă în populație care câștigă mult mai puțin. Da. Ei nu mai au acces la sursele de venit pe care le aveau recent. Și există și nu numai efecte economice, dar există și efecte sociale. Spre exemplu, oamenii care își în căutare de muncă și nu-și găsesc de lucru, înceapă să piardă încrederea în sine, încrederea în abilitățile lor, încrederea în valoarea unei investiții în educație și tot așa mai departe. Deci, știi cum, deciziile pe care indivizii trebuie să-și le asume în perioada asta se referă anume la perfecționarea proprie. Exact. Deci, în primul rând, trebuie, și din nou, deci asta nu este o rețetă, eu răspund așa cum, să zic așa. Dar cum vezi tu că, bun, e clar, educația niciodată nu strică, dar cum în cazul dat ea diminuează din riscuri? Ieșirea ta din criză va fi una mult mai safe? Nu știu, tu poți să te respecializezi. Okay. Atunci când skill set-ul tău crește, se mărește, tu ai o probabilitate mai mare să fii solicitat. Să găsești de lucru. Da. Eu auzisem istorii despre... Scuze-mă, tu poți nu doar să-ți diversifici skill-ul, tu poți să-l aprofundezi. Okay. Spre exemplu, eu am fost și la noi s-au deschis frizeriile săptămâna asta. Am fost și m-am dus săptămâna asta, frizerul m-a tăiat la ureche. Hey. Deci prima dată, deci după 2 luni de zile, sau 3 luni de zile de stat acasă, uitat cum se tunde. Wow. Este și o eroziune a aptitudinilor. Tu poți să le perfecționezi pe cele pe care le ai. Asta, wow. Sorry, te-am întrerupt. Nu, eu auzisem de ascultasem o emisiune la americani despre cum ei trec prin criză și vorbeau despre studii, că eu am făcut studii pe cei care sunt acum millennials și care au prins criza din 2007-2008, fiind, de exemplu, oameni proaspăt ieșiți de pe băncile universității, și dornici să intre într-o piață a muncii și piața aceea le arată un big fuck you, știi, pățani. Și ei mult mai greu acum ajung să aibă savings, mult mai greu ajung să reușească să investească în viitorul lor și în pensii. Și unul povestea cum, băi, eu atunci am înțeles că eu ar trebui să am un skill din ăsta care permanent e șerut. Și el a devenit certificat în, cum se cheamă, electricitate, electrician certificat. Și el are un job stabil, dar e cam un timp de criză, el mai face și niște bani, fiind electrician, făcând niște treburi, știi, pe la casele oamenilor. Da. Dar, uite, asta este un model de diversificare, știi, cum, a abilităților, a aptitudinilor. Dar noi nu trebuie doar să diversificăm sursele de venit. Da. Noi trebuie să administrăm și costurile. Deci, eu cred că unul din lucruri pe care noi toți le-am învățat în perioada asta de criză e că noi putem consuma mult mai puțin. Noi putem să eficientizăm costurile.
Tu spui că eu am două iPhone-uri, că dacă aș fi avut unul, ar fi costat mult mai puțin. Ei, unul de la lucru, unul de la lucru ți l-a dat, așa. Da, da, da. Nu, da, e adevărat, uite, președinția Republicii Moldova, Igor Dodonu a anunțat că taie cu vreo 3 milioane bugetul la președinție, știi, care până acum, ultimii 4 ani, era numai în creștere. E decizie sănătoasă, de criză. Am da. Înțeles, ok, revizui. Și, desigur că un lucru, deci eu cred că noi trebuie educațional, dar și spiritual, să zic așa, să creștem un pic, să avem grijă leacă mai mult de noi. Ok. Deci să ne iubim un pic mai mult, pentru că noi începem să... Știi cum? Joburile pe care noi le pierdem în perioada de crize sunt ca și oamenii noștri dragi. Noi suntem mult prea atașați față de aceste joburi. Okay. Dar, în esență, ce vreau să zic să ne iubim un pic mai mult este să înțelegem, de fapt, că noi nu suntem determinați de joburile noastre. Noi suntem okay. indivizi unici și diferiți și trebuie să ne... Știi cum? Să ne apreciem la adevărata noastră valoare în afara jobului pe care îl avem noi. Valoarea asta spirituală pe care o avem noi tot este un lucru care ne ajută să trecem peste perioada. Ok, noastră. Deci o soluție ar fi... Eu am vrut la final să ajungem la asta, dar asta e un bun mecanism de luptă cu asta, să-ți găsești domenii în care ești solicitat și important, chiar dacă asta nu are un beneficiu economic, știi, imediat, dar emoțional să te țină... Da, activ. Da. Dar tu ai menționat da. O chestie care mie îmi pare importantă. Eu sunt om care vreau să cred ca să ajung un moment în viață în care să spun mai mare educație, știi, pe formația academică. Prioritate, băi, prioritate. Sper să ajung la așa moment în viață. Dar e că sunt oameni care într-adevăr și-au pus speranță. Nu știu, hai, ele pur și simplu așa de variate și așa de multe. Dar e că să zicem, au vrut un student internațional din India să vină în Canada la un colegiu. Colegiul canadian se ține în mare parte, bugetul lui se ține în mare parte pe studenți internaționali. Studentul acela primește scrisoare de la colegiu și colegiul anunță: uite, noi de-am îți propunem niște module online, dacă vrei, poți să le înșerși. Și ceva cu zici că stai, oleac, eu îți dau 18.000 pentru colegiu în Canada sau îți dau $50 pe cursieră. Dar el de altceva mai vrut să mai vină în Canada, pentru că după 2 ani de studii sau nu știu cât, poate să obțină permis de ședere. Da. Și aici se ruinează tare multe castele și speranțe și, cum ai zis tu, încrederea în importanța unei corăcichi, unui nivel de studii. Ce facem cu asta? E că, sau poate din potrivă ar trebui să cuprindem această schimbare a omenirii, știi? Oamenii să înțeleagă că mult mai multe lucruri se pot face de acasă. Sau, și aici discutam anterior cu Cotruță, la nivel de școli primare, oamenii să nu aibă nevoie de profesori direct în fiecare clasă, dar să existe un modul bine lucrat, dat drumul la tăți elevii pe care îi să-l accesează, dar profesorul să rămână cu rol de ghid la care tu pur și simplu să vii să adresezi întrebări. Nu să vină să zică ia ca și trebuie voi să cunoașteți, dar tu să vii să-l întrebi pe dânsul. Cum tu vezi în domeniul educației acest shift, această schimbare post-criză? Eu cred că în domeniul educației multe lucruri se vor schimba post-criză și ce a spus Cotruță mie foarte mult mi-a plăcut, el așa, știi cum, minte reformatare. Lucrurile pe care le fac ei foarte, foarte interesante, știi cum, o schimbat modalitatea de educație a copilor acolo unde ea rămâne în spate, să zic, în spațiul ăsta ex-sovietic, o adus o savoare așa, o leacă, nu e european. Corect. Ce vreau să zic? Vreau să zic aici că lucrurile nu vor reveni neapărat la normal după criză, știi cum? Uh-huh. Și inclusiv și în domeniul educației. Noi cred că o să avem nevoie de ceva timp ca să revenim la normal. Nu că ele vreodată au fost normal. Okay. Dar multe lucruri se vor ajusta și de ce nu? Uite, asta poate fi și o oportunitate. Asta poate fi și o oportunitate pentru că multe lucruri pot fi restructurate, reorganizate ca să fie mult mai eficiente. Mai puțin costisitoare, dar cu efect mult mai mare. Dar tu vezi un viitor în educația online? Pentru că eu am remarcat-o... Iartă-mă, stai cum sunt și eu. Eu am remarcat o chestie, că eu mă uitam la copii cum fac lecția cu profii. Da, o fată are 14 ani, altă fată are 12 ani. Și eu mă uitam cât e de greu profesorului să-i țină pe dânși activ. Acolo stau niște fețe obosite de copchii, știi, pe diagonal, așa, care ele ascultă și mai stâng microfoanele, mai știu eu și mai iau un screen alăturat, poate vreun joc, poate vreun Netflix,
poate poză pe Instagram. Și că pentru profesorie, pe bune, ni s-a făcut milă alea, că de jobul profesorului care trebuie să depună atâta efort ca să-i țină focusat și activ. Da. Tu vezi un viitor în educația asta online în care lipsești contactul ăsta fizic? Da, eu aș discunta un pic opinia asta negativă. Da. Eu cred că ea este reală. Deci noi nu suntem așa de buni în a prezenta online acum, pentru că noi nu prea am învățat copiii online viața noastră, dar noi suntem... Conversația noastră e destul de ok, parcă știi cum lipsește o bere și știi cum... Muzică pe fundal? Da, muzică pe fundal. Dar noi parcă avem o discuție destul de normală, chiar dacă suntem la mii de kilometri distanță. Corect. Eu cred că o să evoluăm și în domeniul educației, în care tehnicile de predare o să crească, o să schimbe, o să transforme în tehnici în care... copiii vor fi implicați un pic mai mult în discuțiile respective. Asta am remarcat și eu. Eu cred că o soluție, eu am văzut-o la fata mai mare, la Eva. Profa a devenit mult mai puțin prezentă, mai puțin prezentă în conversații. Ea doar vine cu update-uri și cu ea ca și task faceți, ok, prezentăm, perfect, eu evaluez, mergem mai departe. Și ea devine ca un, știi, ca un notificare. Profa devine ca o notificare pe telefonul tău în care spune, ok, e bine, e rău, mergi mai departe. Ca un indicator într-un joc, într-o arcadă. Da. Și așa îi ții pe copii focusat, știi, iau un task, îi trebuie să-l ducă la final. Dar de altfel, dacă stai și asculți un prof în loc să citești acea carte cu aceeași informație, pierzi semnificația profesorului. Da. Eu cred că există un obstacol în interacțiunea cu copiii, în educație, mai ales. Tu trebuie să implici copiii. Implicarea asta a copilor este importantă. Așa, e destul de complicat să implici copiii în mod online. Da? Uh-huh. Dar în același timp, copiii sunt foarte mult pasionați de desene animate, de filme, de... ei se implică în toate poveștile astea transmise în felul respectiv. Deci, eu n-aș spune că lucrurile sunt imposibile. Pur și simplu, noi ar trebui să le oferim timpul ca ele să dezvolte și să ajungă la nivelul în care, uite, ele vor fi administrate anume așa. Mulți probabil se întreabă, dar de ce tu vorbești cu un administrator de fonduri de investiții despre educație? Dar Viorel, apropo, a câștigat, tu o să mă ajuți cu anul în care a câștigat asta, a câștigat premiul pentru cel mai bun profesor, da? Da. Viorel nu-i străin în domeniul educației în 2013 și asta era în Olanda? Asta e titlul olandez sau titlul de instituție? Cum a fost asta? Asta e pe instituție. Am fost profesor la Universitatea Erasmus din Olanda. Ok. 6 ani de zile. Și în ultimii 2 ani de activitate la această universitate, 2 ani la rând, am câștigat titlul de cel mai bun profesor. Viorel, dar tu cum vezi viitorul pentru instituții de învățământ? E că, uite, pe bune, sunt oameni care vor să ajungă la Cambridge pentru că la Cambridge este acea atmosferă, te dai cu lot ca profesorii și experiența de educație. Și amul el s-a uitat sau și-a cântărit decizia de mult mai multe ori. Plus la asta, universitățile gen Cambridge prineau aplicațiile în noiembrie anul trecut. Adică oamenii de anul trecut aveau speranță să ajungă. Da. Și multe asta practic e ruinat. Ce se va întâmpla pentru instituțiile astea de top, pe care până acum știi le vedem în tot felul de clasamente și universități mult dorite de studenți? Tu crezi că oamenii nu vor renunța la clasificările astea și vor alege pur și simplu module separate pe online? Eu știu un pic mai mult despre asta, dacă îmi permiți, așa, scurt, îmi permiți câteva. Te rog. De ce sunt instituții de top, instituțiile respective? De ce ele sunt? Deci nu există în esență un indicator al calității educației. Uh-huh. Sunt foarte multe clasamente, dar unele din cele mai importante criterii în clasamentele respective sunt cât de activi din punct de vedere academic, sunt profesorii la respectivele universități. Eu credeam deci, că cât de ușor îți găsești job ăștia, absolvenți. Stai. Da. Deci eu am spus mai multe criterii. Da. Unul este publicații academice a profesorilor. Uh-huh. Foarte important. Asta e un determinant cheie ca să determini calitatea programelor de masterat, programelor de doctorat. A doilea sunt cât de ușor îți găsesc de lucru studenții după. Al treilea este care este salariul mediu pe care studenții îl primesc imediat după ce absolvesc facultatea. Deci sunt foarte multe elemente care se combină în clasamentele respective. Uh-huh. Eu zic că o bună parte din elementele respective nu vor fi afectate
de felul în care copiii pot crește sau pot fi educați. Uite, eu zic că, eu știu că toate cunoștințele din lume, ele sunt, cum să zic, stocate în cărți. Dar numai în procesul discuțiilor noi putem cu adevărat să înțelegem anumite lucruri. Și uite, interesant este că toate instituțiile astea de top au acces la cel mai multe finanțări. Și tehnologiile instituțiilor respective de top sunt la cel mai înalt nivel. Tot felul de înregistrări online. Deci eu încă în anii 2014-2013 făceam cursuri, ele erau înregistrate online și studenții le aveau. Da. Și eu aveam 700 de studenți în fața mea, printre care doar 100 erau efectiv în față și restul erau online. Acasă, da. Deci eu niciodată nu făceam frecvența, poate și de asta eram așa de popular. Ok. Deci eu zic, uite, felul că acești profesori vor publica la fel de eficient, nu se va schimba. Pentru că e chiar și în prezent, profesorii ăștia cooperează cu alte universități, cu alți profesori. Deci cooperarea asta merge la nivel online și în prezent. Nivelul studiilor sau nivelul de, cum să zic, de angajare va fi la fel ca și în trecut, el e determinat un pic de cerere, dacă cererea va fi schimbată sau nu, este o altă chestie, dar ele vor penetra piața la fel de eficient, pentru că economiile vor fi mai mult sau mai puțin afectate la fel. Salariile capitolul, tot așa, nu se vor. La capitolul clasament mondial și solicitare de o anumită instituție, nu se va schimba lucrurile, dar în materie de metode de predare, ne putem aștepta. Da, eu cred că se vor schimba lucrurile în dependență de cum vor reacționa universitățile respective, dar universitățile respective sunt mai predispuse să reacționeze eficient decât, spre exemplu, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Dar tu ai făcut măcar o instituție educațională în Moldova? ASEM-ul ai terminat? Nu. Nu? Tu nici... Eu am făcut... Eu am făcut 12 clase, ultimii 3 ani eu am făcut la Colegiul de Comerț. Deci eu am avut o încercare să mă transfer la Mircea Eliade într-o perioadă. Am petrecut acolo câteva săptămâni, dar eram îndrăgostit foarte mult de fată și trebuia să mă întorc la școală din cartier. Și deci parcursul meu educațional a rămas la școala de cartier, după care am zis hai să prind un pic de cunoștințe în domeniul economic, să mă pregătesc pentru universitate. Și am făcut Colegiul Național de Comerț din Chișinău. Ok, care era pe lângă ASEM, de fapt. Pe lângă ASEM. Da, vis-a-vis de ASEM, el, de fapt, când eu am fost student acolo, el nu era parte a ASEM. Dar în perioada când eram eu acolo, el a devenit ca un fel de așa filială. Dar asta era o faină instituție, eu tot mă gândeam la asta, că e pregătire destul de... Aveam pregătire de asta, preuniversitară, mult mai intensă decât la... Da, deci noi aveam aceleași cursuri plus câteva obiecte economice. Dar aveai de dat bacul la sfârșit. Da, am dat bacul și după asta am plecat în România. Am făcut... studiile economice la ASEAN, București. Ok, da, Erasmusul din Olanda a fost după asta. Eu am făcut un semi-doctorat, așa să zic așa, un masterat în Cehia, 2 ani de zile. Ok. Și după 2 ani de zile în Cehia, m-am mutat în Tilburg, în Olanda, și am făcut un doctorat vreo 4 ani de zile. 3-4 ani de zile. 3, un doctorat și un master. Dar mie îmi pare că tu ești parte din generația asta care a plecat prima la Erasmus ca studenți, nu? Sau nu? Nu. Eu am venit din cauza la generația asta. Adică tu nu te împăcai cu dânsă cum? Nu, eu mă împăcau cu ei prea mult. Victor Cotruță, fratele lor Cadi, pe care tu l-ai intervievat recent. Noi suntem, noi la test le spunem, noi suntem verișori, dar noi nu avem nici rudenii, de fapt. Deși părinții noștri se cunosc de pe benchile universitare. Am înțeles. Și noi suntem prieteni de familie, foarte apropiați. Okay. Și Victor a fost unul din, nu știu dacă e primul, dar Victor, fratele Arcadie,
fost din primii moldoveni care au venit în Olanda să studieze și el și-a adus toți drujii. Okay. Tiberiu, Vasea Tofa, mulți alții, Alexandru Șmulco, ai știi tu pe toți. Nu, și foarte, o generație foarte bogată în minți luminate, care amu activ economic da, sunt. Da, asta da, tare, da, tare da. Mă bucură. Și mă bucur să-i cunosc pe mulți personal. Așadar, ok, am înțeles. Bun. Și eu am venit aici să fac doctorat, și apoi după doctorat am fost la universitate. Anyway, să ne-am deviat un pic la subiect. Nu, da, e bine lumea să știe despre asta. Mie îți pare tare important parcursul tău academic, pentru ce ai și faci și acum. Pentru că la un moment dat tu probabil ai înțeles că din investiția să iasă mai mulți bani decât din job-ul de profesor. Da, eu mie îmi plăcea foarte mult viața academică. Eu făceam cercetări în domeniul care mă pasiona, piețe financiare cercetam, plus interacționam cu foarte mulți studenți și eu așa sunt o persoană un pic mai socială decât mediu. Interacțiunea asta... This is an understatement, cum s-ar zice. Da, și interacțiunea asta mă inspira. Dar, uite, de câteva ori am avut câteva întrebări de la studenți de tip practic. Uite, unde să-mi investesc banii? Ce să fac? Și eu toate teoriile, în principiu, le puteam să le dezvălui, dar în metodă practică, investițiile mele pe care le aveam erau departe de piețele financiare. Deci eu, așa, parcă mi s-a făcut un pic rușine de abilitățile pe care le-am asimilat eu în timp, fără ca să... Dar asta destul de des o simți pe băncile universității. Eu cred că studenții se răsfățați de bea la un nivel de, știi, de masterat cu profesori care sunt activi în domeniu și pe urmă vin să le împărtășesc din experiență. Că la nivel de colegiu și universități, bun, eu asta am încercat, știi, pe termen foarte scurt, dar tu vezi oameni care îți explică ceva, dar care nu au pus asta tare în practică. Foarte rar vezi. La Cluj, din toți profesorii de filozofie, unul numai era autor, știi? Restul erau doar profesori. Da. Așa că da, în cazul tău, tu ai vrut să ai un background profesional, ca când să le povestești oamenilor despre... Da, eu am vrut să combin și până la urmă am reușit să mă dedic în totalitate domeniului profesional. Okay. Da, mai Viril. Mult de partea de academică. Eu aș vrea să axăm și o bucată din discuția noastră apropo de Republica Moldova și cum ar urma Republica Moldova să treacă și să iasă din această criză. Hai. Pentru că tu spuneai că Moldova, în afară de aceste trei crize și catastrofa care s-o afectează și o afectează fără îndoială, mai este afectată de o criză a incompetenței, care durează de mulți ani și asta nu prea are cicluri. Știi, vă 30 cam la noi, stabilitate, știi, ca și acțiuni, ca și obligațiunile chineze. Ok. Da. Și ce facem cu această criză? În afară de instrumentul electoral, da? Putem să votăm altfel, să ne imaginăm că se lucrează altfel. Care, în viziunea ta, care este o soluție? Ne putem aștepta? Eu înțeleg că asta e, nu vine, știi, servită pe farfurie, foarte ușor de definit. Dar și-ai vedea tu drept prim paș, e că mai ales acum, într-o perioadă tare șerbinte în care iavna guvernul pierde contactul cu vocea oamenilor, președintele îți arată și crește el la condrița, deci e criză și în agricultură mai ales, și președintele îți arată că el crește pepeni și are sieră la condrița din bani publici. Ce facem? Ce face lumea din Republica Moldova ca să iasă mai ușor peste asta, din asta? Da. Asta e o întrebare foarte dificilă. Tu știi, criza asta nu s-a început ieri sau la altă ieri. Ea durează de 30 de ani. De 30 de ani. Noi, eu la un moment dat chiar am obosit, știi, cum să urmăresc noutățile de acasă. Nu că sunt indiferent. Uh-huh. Eu le urmăresc și acum. Dar tot mai puțin și mai puțin, pentru că eu de 22 de ani am plecat din țară și uite, de 22 de ani eu am auzit cum politicienii noștri fac politici. Uh-huh. Adrian Candu de multe ori se referă la asta. Și noi, eu să vă învățăm cum să faceți politici. Dar niciodată n-am auzit de la ei o politică economică sănătoasă sau o politică publică sănătoasă. Deci politici pentru dânsul, cum să frece partidele între ele, știi? Cam asta, de fapt. Da. Noi avem o mână de hoți care se perinduiesc la guvernare și care scurg țara asta tot mai mult și mai mult și mai mult pe an ce trece. Și hai să fim serioși, care din funcționarii publici ai noștri cu adevărat și-o ispășit pedepsele, și-o ispășit vina, să zic așa, pe bune.
Da, pe bune. Care din ei? Filat pe jumătate dosar politic. Și-o ispășit și pe jumătate au fost învinuit, de fapt. Acolo sunt mult mai multe probleme. Dar ce să nu vreau să zic... Întrebarea era, de fapt, alta. Cum ieșim noi din situația asta? Da. Eu vreau să zic că nu e așa de ușor să ieși dintr-o situație în care tu ai ajuns într-un fel și din cauza, știi cum, noi merităm nu, lucrurile da, respective. Da. Pentru că noi suntem, noi de ce am ajuns acolo unde suntem? Pentru că noi votăm în baza la lucruri care nu sunt esențiale pentru dezvoltarea economică. Nouă creierii ne-au fost, cum să zic, hrăniți cu dezbinări regionale, dezbinări culturale, istorice, whatever. Pe când, de fapt, lucrurile care contează cu adevărat sunt care sunt proiectele de infrastructură, de creștere economică, care sunt proiectele care vor dezvolta piața financiară și transparența întreprinderilor într-o economie. Știi cum? Chestii de genul ăsta, ele, nu știu cum, ne lipsesc. Și noi tot continuăm să votăm și să votăm și să votăm o pondere mare a populației cu oameni care, de fapt, nu fac politici pentru țară, dar okay. Fac joacă șahmate, să zic așa, între dânșii. Verel, dar dacă te sună luni dimineața, Dodon, înainte de ședința lui tradițională cu Greceanu și cu Chicu și spune, da. Verel, băi, am văzut ce ai zis la Bolocan în video, spune-mi, te rog frumos, amu, pe termen mediu, măcar niște schimbări macroeconomice care putem să le facem, nu știu, mărim fondul de șomaj și ajutăm oamenii. Și soluții tu ai da economiei moldovenești acum? Care una mitică și poate neînsemnată la nivel global, dar la care, știi, urmările pot fi mult mai haotice și mult mai dure. Da, eu cred că, într-adevăr, deci, după cum am spus, guvernele au acces la două instrumente de a administra crizele. Uh-huh. Una este politica fiscală, alta este politica monetară. Eu cred că guvernul nostru trebuie să activeze cu amândouă. Deci cu fiscalitatea trebuie să stimuleze într-un fel consumul prin a taxa consumul mai puțin, prin a taxa venitul mai puțin, prin a facilita consumul cu tot felul de stimulenți economici. Pe de altă parte, politica monetară trebuie să axeze pe împuternicirea întreprinderilor, știi, de a-și continua activitatea. Deci okay. Astea sunt elemente esențiale. Desigur, dar în același timp eu cred că un element important este să arate cel puțin careva acțiuni care să sporească un pic din credere din partea populației față de acest guvern. Okay. O încredere care să fie, cum să zic, fondată de faptul că, uite, guvernul respectiv acționează anume pentru oameni. Nu e că anunță săptămâna viitoare guvernul cât de 3.000 de lei, da, sau nu știu, un 5.000 de lei, tot după modelul american sau canadian de oferire a cecurilor, da, pentru cei care au fost activi economic în ultimele 6 luni, sau canadienii au un fel de factor, de un criteriu, da? Da. Asta ar spori încrederea, el spune, ok, da, uite, avem un flux de bani, sau... Nu, ar spori încrederea înseamnă că să avem un guvern în care putem avea încredere... Adică eu nu văd la moment, eu nu văd actori în guvern, în președinție și o bună parte din Parlament care ar putea cumva schimba această încredere. Deci eu cred că persoanele respective au ajuns la putere nu datorită voturilor pe care le-au câștigat, dar pur și simplu datorită faptului că alegerile au fost masiv falsificate. Legile au fost masiv afectate, știi cum, cumpărate. Bun, poate, da, poate nu la procesul de numărare voturilor, dar în perioada preelectorală, corupția a jucat un factor important. Când noi avem acum... Da, și plus la utilizarea tuturor instrumentariului administrativ, știi o, da. Cum. Deci asta e, asta se, cum să zic... Eu nu văd cum guvernul poate să-și crească încrederea. Noi avem o mână de hoți și de incompetenți la guvernare, în președinție. Eu nu văd cum ei ar putea să
crească. O soluție, de fapt, ar fi ca guvernul, președinția să-și dea demisia și semneze un act de unire cu România, spre exemplu. Uite, noi suntem incompetenți. Da, asta înseamnă dizolvarea statului Republica Moldova, nu? Cum să se întâmple? Au mai fost exemple? Asta este o soluție reală, să zic așa. De punct de vedere economic, așa, realiști fiind, eu nu cred că soluția respectivă este una reală. Dar tu m-ai întrebat cum putem schimba situația și eu am zis, uite cum, să luăm toată administrația țării și să o dăm altcuiva, nu celor care au fost la guvernare în țară în ultimii 30 de ani. Okay. Nu putem. Pentru că noi nu avem acolo oameni cinstiți, onești și nu avem acolo oameni capabili. Cu mici excepții. Da, vezi că tot în acești 30 de ani noi am căzut, cum zic, am fost de acord să mergem la alegeri, noi am acceptat noțiunea de stat Republica Moldova, noi am crezut în asta, da? Și acum noi încălcăm propriile noastre credințe. Noi credem doar în Constituția Republicii Moldova. Am vrea să credem că asta e un act care, știi, este susținut de Curtea Constituțională. Și amun noi am zis și nu, stai puțin, administrați din afară, online, prin Zoom, numai nu aici care sunt la moment, da? Nu, eu sunt mai puțin expert, știi cum așa, la mod practic, după cum am zis, lucrul ăsta e mai greu realizabil. Ideea este că în condițiile actuale, alternative nu prea sunt. Da, hai despre chestii practici, poate mai apropiate de moldovenie, că eu citesc un titlu de știri recent despre British Columbia, provincia asta din vestul Canadei, care se gândește la opțiunea de săptămână de muncă din 4 zile, ca să stimuleze cât mai multe zile de odihnă pentru oameni, respectiv turism intern prin țară. Deplasări la campsite-uri, nu știu ce, un alta. Probabil... Legat de COVID, scuze-mă. Da, legat de COVID, exact. Legat de COVID. E ca amur, de să stimuleze, știi, măcar cumpărături alimentare și plecarea ta în exterior, o leacă ardere de benzină, o leacă de extra consum decât dacă ai sta acasă, știi? Cum ai vedea, de exemplu, impactul turismului intern în Republica Moldova pentru revitalizare, știi? Cu hotarele deocamdată închise. Ar vrea moldovenii să încerce să vrei să consume mai mult pe intern? E ca să zicem, tu anunți pe 30 iunie că hotarele sunt închise, dar dai drumul la cât mai multe restricții locale și permiți moldovenilor să circule și să cheltui cât mai mult intern. Sau în condiții de criză pandemică sunt și riscuri de valori. Da, deci eu aș ezita în a redeschide economia necondiționat în cazul Moldovei. Știi, într-o intervenție recentă, tot emisiunea ta, zis că cea mai mare problemă cu criza pandemică e că sistemul medical nu poate face față valorilor ăștia de bolnavi. Și eu nu cred că sistemul medical din Moldova poate face față valorilor, bolnavilor. Deci nu ne-am putea deschide. Eu nu cred că noi putem să deschidem economia. Deși la noi s-a deschis în practic totalitate. Da. Nu, bun, atunci soluții pentru ieșire din situație este așteptarea ajutorului extern, cum e și normal, că europenii ne ajută. Cu toate că ne ajută direct guvernul la nivel bugetar, dar să ajute ONG-uri, instituții de media, care au supărat tare mulți politicieni. Știi, cum pot să ajut jurnaliștii în timp de criză? Ajută-ne pe noi cumpărăm, să facem contract cu firme rusești de construcție pentru drumuri, de exemplu. Sau să se împrumute. Cine să se împrumute? Republica Moldova, da. Uh-huh. Asta e o soluție pe termen mediu, să zicem, pe următorii 2 ani de restabilire a unei creșteri economice. Doar în vedere de a restabilire creșterii economice în țară. Da, păi Moldova nu prea are de ales. Moldova este un actor mic pe plan internațional, deci el trebuie să faciliteze de ajutorul internațional și de împrumuturile internaționale. Nu toate împrumuturile, apropo. Okay. Sunt unele împrumuturi a căror eu, știi, cu mulți prieteni de-ai mei au fost promotori al împrumuturilor respective, eu sunt un pic în dezacord cu ei. Eu cred că riscul politic este un risc cuantificabil și el trebuie luat în considerare în riscul economic asociat cu un credit sau alt credit. Și știi cum, când mulți politicieni la noi ziceau că există riscuri politice legate de creditul ăsta rusesc, eu sunt de acord cu ei. Deci el, de fapt,
nu este neapărat un credit binevenit. La fel în care a fost servit acest credit acolo, stare multe semne de întrebare. Da, da, da. Da, dar deci nu, știi cum, crizele sunt crize, tu nu poți scăpa ușor de ele. Asta e, de asta și am zis că noi trebuie să lucrăm un pic mai mult asupra noastră. Asta este o oportunitate pentru noi, să ne dezvoltăm personal, mm-hmm. să, știi cum, să lucrăm asupra dieții, să poate o leacă de sport, poate mai ținem legătura cu prietenii online. Și pentru mine asta a fost o redescoperire, apropo. O, da. Eu da. Nu degeaba am zis că eu așa să leacă mai peste medie social, dar nu chiar social. Eu nu prea comunic așa. Eu, mie foarte mult îmi place activitatea în care eu sunt implicat. Și eu întotdeauna sunt predispus să vorbesc cu prieteni, să comunic cu ai mei, dar știi cum, comunicarea asta slăbește din timp. O, da. Ori în perioada asta pandemică ea s-a intensificat așa de mult, uite, și cu foarte multe rude, cu prieteni, colegi, cu părinți vorbesc aproape în fiecare zi. Deci lucrurile lucrurile sunt foarte faine și știi cum, cât mai mult comunici cu oamenii ăștia dragi, cât mai mult îi cunoști. O, da. Știi cum? Și asta-s experiență faine. Noi cu tine am mai avut, cum zic, ocazii să ne uităm unul ochii altora, altuia, sau cum se mai spune? Stai, scuze că a apărut un copil, dar nu în cadru. Tu vrei telefonul meu? Da, sorry, copil, vrei telefonul, îți joci Roblox. Mm-hmm. Da, te rog, Magda, dar pleacă sus, bine? Hai. Da, m-a dispărut văpșe limite de screen time sau... Nuts, na, du-te. Noi când am avut, cum să zic, ocazia să ne intersectăm privirile. Da, 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 exact. De obicei ochii se uitau, ochiul stâng în ochiul stâng și ochiul drept în ochiul drept, înțelegi? Nu, vreau bun. Să zic. Nu, alcoolul nu neapărat e un factor care încurcă discuții, știi? Alcoolul ajută uneori. Nu neg asta, dar eu îți dau ție atâta dreptate că eu am remarcat cu ocazia COVID-ului și pandemiei că valoarea emoțională unei conversații pe online crește mult mai tare. La fel cum cu cotruța am reușit să gresc, știi, până mă ne sunam fugitiv, pe alergate, nu știu cum, ajungi să suni cu oamenii, să vorbești pe îndelete, să adresezi întrebare, băi, dar cum te simți? Niciodată n-am întrebat un drug cum te simți. Da. Așa că eu am, tu vorbind despre dezvoltarea asta personală sau concentrarea asupra stării tale de bine mai mult pe timp de criză, Viorel, pe tine și te ajută? Care sunt mecanismele care pe tine te ajută să treci peste... Eu nu știu, în primul rând, dacă tu ai, probabil întrebarea ar trebui să fie în felul următor. Tu ai frici, anxietăți, neliniște, că tu ai zis că nu se vede sfârșitul acestei crize. Pentru mine, știi, tu ești om care se uită la piețe financiare, se uită la evoluțiile lor și tu nu vezi sfârșitul la criza asta. Dar pentru mine, un om care, știi, la nivel amatoricesc, aude toată informația asta, eu sunt și mai speriat. Cum? Da, hai să începem cu prima. Tu ai frici și anxietăți apropo de această criză și dacă da, cum treci peste ele? Eu încerc să mă informez cât mai mult și din surse credibile. Deci asta este, de fapt, unica modalitate, unicul instrument care eu posed ca să știi cum, ca să mi-administrez fricile și anxietățile respective. Și, desigur, că există așa o... Psihologic vorbind, există așa o tehnică, că orice frică și anxietate trebuie să transform în puncte pozitive, știi cum, în vai de mine ce va fi, în wow, cât de mult pot profita eu de situația respectivă. Okay. Și încerc să transform lucrurile astea pozitiv. Deci eu cred că lucrurile vor fi într-adevăr foarte urâte, foarte urâte. Pe piața de capital, cu economiile. Unii prezic că ani de zile vor fi nevoie pentru a reveni din crizele respective. Dar în același timp eu sunt foarte pozitiv, foarte pozitiv. Pentru că, uite, eu de mult n-am petrecut așa de mult timp cu mine însumi, nu doar cu alți prieteni la telefon, colegi la telefon, dar cu mine însumi, știi cum, să studiez un pic, să citesc. Eu am revenit la cărți pe care le-am început citesc în 2008-2007 și le-am finisat în perioada asta. Da, foarte fain. Deci la tine a fost o lectură ciclică, da? La fosta criză. Da, nu, deci așa mi-am, I got back to it, că mai mult citeam profesional în ultima perioadă.
Круто. Plus mi-am dezvoltat câteva skills-uri, tot așa, cursiera. Ei, da. Și la noi, în domeniul nostru, tot sunt tot felul de progrese, știi da. Cum? Și metode de programare se schimbă, se trece de la analiza datelor într-un mod mai, așa, cum să zic, arcaic. Într-o analiză nouă, modalitate nouă de a analiza datele, așa numește inteligența artificială, okay. Știi? Așa, în care tu dezvolți un roboțel, programezi un roboțel care începe să uite la date în lumea lui și el identifică cum tu niciodată n-ai putea să identifici legături între variabile. Și uite, eu am dezvoltat și un pic de programare în domeniul respectiv. Să pot vorbi cu lumea și despre asta. Ok. Adică așa, eu sunt pozitiv. Crize au mai fost, crize vor mai fi și din toate crizele noi vom ieși cu siguranță învingători. Spuneai și mai puternic am rădat. Mă bucur că spui asta. Spuneai mai devreme de dietă și sport. Și faci da. Viorel Rușcovan. E des să sporim numărul vizionerilor. Pentru că poate să da. Punem niște poze cu tine din duș, nu mai ești. Eu cred că tu acum mă provoci la o discuție sinceră. Da. Sinceră. Deci eu niciodată n-am fost super pasionat de sport. Dar odată cu noul job care mi l-am asumat 5 ani în urmă, chiar 5 ani în luna mai am început eu să lucrez, luna mai, 2 mai. Am început să lucrez la Robeco. Deci am făcut sport în prima lună. Odată. Și după asta nu m-am putut mișca 2 săptămâni de zile, uite. Și cam asta a fost sportul care l-am făcut eu în ultimii 5 ani de zile. Dar uite, în ultima jumătate de an, eu mi-am devenit un pic. Așa. Eu cântăream în septembrie 93 de kilograme. Astăzi eu cântăresc 82 de kilograme. Felicitări, Viorel. Rezultatul meu, de fapt, este nu că eu am slăbit în perioada COVID. Eu n-am slăbit în perioada COVID. Dar eu am menținut aceeași greutate în perioada COVID. Am avut grijă de o dietă cât de cât ok, știi cum, mai sănătoasă. Plus am început să fac și sport. Deci alerg un pic, mă mai încălzesc mușchii. Deci eu acum dacă aș face o oră de sport, n-aș fi chiar, știi cum, inamovibil după asta, 2 săptămâni de zile, cum eram eu, țin minte. Nu puteam urca scările, știi? Când, dar eu știu, tu faci sport fiecare dimineață. Dar, deci am început alerga și e super fain la mine să alerg în jurul râului Mas. Am așa o rută de vreo 5-6 km, depinde cum. Deci da, super, în fiecare dimineață este fantastic. Deci cam asta este rutina mea de sănătate, să zic așa. Plus, alerg foarte mult în weekend, weekend alerg foarte mult pe PlayStation când joc FIFA. Ok. Și nu fășeai până la criză, presupun. N-am mai jucat FIFA din, nu știu, din anii studenții și uite că perioada asta ne-a mai dezvoltat o leacă atitudine. Ok, Viorel, dacă ar fi să iasă omul cu concluzii de la această discuție, noi am înțeles, noi acum ne confruntăm cu un buchet de criză catastrofale, a căror sfârșit noi nu le vedem, corect? Da. Concentrarea asupra bunăstării personale este una din soluții la care putem să apelăm da. Ca să diminuăm din riscurile post-criză. Da. Și finalul mi-a plăcut ce ai spus tu, că au mai fost criză și cred da, că din asta vor mai fi. Vor mai fi, așa că trebuie să fim pregătiți pentru asemenea cicluri neplăcute pentru mulți dintre noi, dar să ieșim puternici din ele. Da. Eu ți-a tare îți mulțumesc pentru timpul tău, mersi pentru optimism și realism în același timp, știi că nu-i tare tot ca la Amazon, cu acțiunile la Amazon, cu creștere de 2 ori. Și îți doresc mult sănătate, sper să ne revedem, nu te-am întrebat când, că tu ai zis nu știi când va fi, dar nu știu, în decembrie, de exemplu, să puteai de călătorit între America de Nord și Europa, tu cum vezi asta? Eu cred că se va reveni la normal foarte curând, dar va fi restricționat. Okay.
gen categorii de persoane care vor avea voie să zboare, da, număr de persoane. Spațiul între persoane, ori avioane. Știi cum? E acum, în fiecare an, distanța între scaune se micșora. Da. Tot mai mult și mai mult și mai mult și băgau tot mai multe și mai multe scaune. Ori acum, cred că distanța între scaune în sfârșit începe a crește. Să zbori confortabil. Dar foarte interesant. Și prețul la bilete se va schimba. Crezi. Da, ok. Da, siguranță. Chiar dacă noi observăm că companiile aeriene își modifică costurile semnificativ. Da, eu asta... British Airways a dat afară mai mult de 30% din angajați. 30% din angajați. Deci, nu vreau să revin la pesimism, dar lucrurile stau destul de prost. Multe din companiile respective vor apela la ajutor din partea guvernelor pentru a evita falimentul. Am înțeles. Și multe din ele vor fi salvate, să zic așa. Ok, dar înseamnă că pe 21 iunie la Montreal, la Chișinău, eu nu cred că să reușesc să zbor, da? Știi cum, eu nu sunt Baba Vanga să prezic viitorul. Zi amu. Eu sunt finanțist. Eu sunt economist, să zic așa. Eu gândesc în scenarii. Ok. Și uite, scenariul în care tu pe 21 iunie zbori înapoi din Montreal, în Chișinău, e o probabilitate foarte mică. Foarte mică. Același scenariu, de fapt, este și asociat cu Mad Max scenariul. Așa, știi? Că, zicem 10%. Dacă ai trece tu prin 10 crize din astea, okay, odată cu siguranță vei putea să zbori acasă. Așa îmi place. Pentru că asta va condiționa redistribuția anumitor finanțe în familia noastră, unui buchet de buget pentru niște locuri frumoase la terasă. Noi ne gândim, dacă rămânem pe vară aici, înseamnă că trebuie să ne amenajăm terasa ca să putem să ne bucurăm de ea. Și asta va duce la o bunăstare personală. Dacă plecăm în Moldova, nu investim. Așa că eu de asta te întreb, de asta e întrebare personală, știi? Da, investește și cumpără... dar voi sunteți cu bucatele, voi le aveți. O, da. Tu știi cum să folosești grătarul și să faci lucruri. Sau tu mai mult cu comentatul și acolo. Nu, noi apropo, noi la grătar, noi destul de puțină carne consumăm de asta grătar, încă n-am recurs la grătar. Dar acum ne gândim la asta. Dar da, e că, de exemplu, eu azi am cunoscut ce înseamnă semința tonka. Este așa o sămânță care se cheamă tonka, pe care o folosești la deserturi. Și aparent 30 de semințe te pot omorâ, dar una e perfectă pentru un desert. Așa că, da, this is what I learned today, știi? Semință tonka. Anyway, Viorel, îți mulțumesc încă o dată pentru timpul tău. Te îmbrățișez de departe. Și eu îți mulțumesc. Mersi, a fost fun. Nu leacă gândurile zburat în stânga și în dreapta, dar... cum să zic, dispoziția este la înălțime, așa că cred că asta e cel mai important. Mersi tare mult, încheiem discuția aici. Unde lumea poate să te găsească dacă vrei să te urmărească? Nu știu, poate pe Instagram, poate tu share-uiești your morning routine sau Tinder. Okay. Sincer să spun, eu așa, să ireceptiv, mai puțin receptiv. Tu n-ai o viață publică pe Facebook tare activă, nu ți share-uiești gândurile tare de azi. Așa, foarte rar. Am ieșit din vârsta respectivă. Eu nu folosesc Facebook-ul ca să mă informez. Asta este un lucru important. Băi, asta practic distruge activitatea mea, pentru că eu încerc să informez anumiți oameni pe Facebook. Eu am un... Uite, da, de când am avut intervenția la Grăiești, internetul Grăiești, eu am început să mă ascult în fiecare vineri. Ei, și da. Și ieri v-am ascult dat cu atenție și săptămâna trecută și tot așa. So, până acum nu ascultam și nothing personal. Just nu utilizez cum. Eu am și am fost activ pe rețele sociale în trecut. Dar nu. Deci dacă vrei să mă contactezi, scrii-mi un e-mail și eu la e-mail am să-ți răspund. Am înțeles. Destul de repede. Dar dacă îmi scrii pe Facebook, s-ar putea nici un prieten să nu te adaugă la mesaj și nu-ți răspund. Dar e-mail personal nu ți-l dau. Nu, asta e prea scump.